Bine ați venit, leilor! Haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare întotdeauna este a voastră, cea de-a doua sufletului pereche sau persoana la care vă gândiți sau poate cineva nou. Cei care rezonați, vă rog să îmi lăsați un like pentru a vedea din vizualizările pe care le am câți rezonați. Vă mulțumesc! Haideți să vedem ce avem pentru leu. Regina de cupe este o persoană care vă iubește. Cavalerul de săbii. Cred că revine cu un adevăr, pentru că avem de-a face cu săbiile 8. Ce am spus eu? Revine. Optul acesta de cupe, spate în spate cu cavalerul de săbii, este cineva care revine și revine cu acest paș de cupe. Revine cu un adevăr și cu sentimentul de dragoste. 3 de cupe, da. Dorește să fiți față în față. Este o iubire foarte adâncă aici. Poate a făcut o greșeală sau poate a plecat din relație sau poate au fost niște vorbe, o ceartă, dar acum revine. Este ca și cum ar veni cu o explicație. 2 de săbi, pentru că există o pasiune între voi. Luna. Cred că persoana respectivă este un pic mai mult decât geloasă. Iar aici aveți căsătorie. 4 de bâte înseamnă logodnă sau căsătorie. Sau cred că este mult mai mult decât crezi sau vrei să-ți imaginezi. Noul acesta de spade nu ți aparține ție, ci persoanei respective. Deci își face foarte, foarte multe gânduri. E un fel de a nu te pierde. Clarificarea ta. Patru de bâte. Deci nu se poate. Repetarea acestei cărți ne arată că de fapt veți avea de-a face cu o legodnă sau o căsătorie. Este cu mult mai mult decât îți poți imagina sau crezi. Poate fi o persoană dintr-o zodie de apă, dar poate fi și o persoană la care ții foarte, foarte mult. 4 de cupe. Nici decepții. E un fel de a te gândi la ceva care de fapt nu există în momentul acela sau decepția respectivă este numai în mintea ta. Așa, din momentul în care mă plictisesc, ce ar fi să mă gândesc eu la ceva rău în loc să mă gândesc la ceva bine. Sau, de fapt, să spun că mi-este dor de persoana respectivă, dar nu știu sigur dacă mi-este sau nu. 8. 10 de bâte. Posibil ca pentru unii dintre voi, atât partea cealaltă, dar și voi, să fie și dintr-o relație mai puțin plăcută, dar aș spune că pentru mulți dintre voi am senzația că ați ieșit dintr-un serviciu, dintr-un loc de muncă toxic. Pajul de cupe și un nou început. Cu siguranță aveți un nou început în dragoste aici. E un fel de dorința voastră. 3 de cupe. 9 de monede. Atunci când decideți să plecați dintr-un loc de muncă, găsiți cu totul altceva mult mai bun. 9 de monede. Pentru unii dintre voi e posibil să fi plecat de la locul de muncă din cauza unui prieten fals. Cealaltă persoană. 9 de săbii. Cealaltă persoană posibil să se gândească că v-a pierdut.
Deci vă faceți reciproc aceste gânduri. 3 de săbii, acolo unde crede că v-a pierdut, de fapt există o relație mult mai strânsă. 9 de bâte, aproape ați ajuns, deci vedeți, voi deja ați trecut peste această situație. 2 de monede, încercați să vă autoechilibrați, atât voi cât și persoana cealaltă. 7 de monede și 3 de cupe, cu 9 de monede. Sunteți pragmatici și încercați pe cât posibil să mergeți pe aceeași undă. Cavalerul de monede. Pentru că își dorește foarte mult să fie responsabil și să facă parte din viața voastră. Wow! Vreau să văd acest 9 de săbii. Ce vrea să-mi spună? Un adevăr. Ce spunea? Leilor, cineva revine în viața voastră cu un mare, mare adevăr, dar este o iubire foarte adâncă. Foarte adâncă. Deci vă iubește cu adevărat. Haideți să vedem ce dorește să ne mai spună persoana cealaltă. Ce dorește să ne spună cealaltă persoană? Prima vor fi două. Ok. 2 de bâte și împăratul. Este perechea divină. 10 de bâte. Foarte stresat, stresată la locul de muncă. Moartea. O schimbare majoră. Transformare. 5 de monede. Capabil, capabilă să încerce. Pentru că este sufletul pereche. Wow! Deci este dorința împlinită. Wow! Justiția împărăteasa. Deci nu se poate. Oh, leilor, aici aveți de-a face cu, într-adevăr, cu o relație care duce la o uniune pentru totdeauna. Deci, aici este perechea divină, împăratul, împărăteasa, justiția și 2 de cupe. Ați fost împreună în alte vieți anterioare și veți fi și acum. Deci, e posibil să fi trăit o decepție. Acea decepție trebuia să aibă loc pentru a realiza cât de mult vă iubiți unul pe celălalt. Pentru că voi, de fapt, sunteți suflete pereche. Deci, echilibrul pe care îl faceți. Voi sunteți suflete pereche. Voi aduceți abundența, voi aduceți bunăstarea în viața voastră, totul. Deci, persoana respectivă, efectiv, vă autocompletați. Persoana respectivă. Sunteți suflete pereche, nu există o altă clarificare. Și este o persoană foarte inteligentă, dar, cum ar spune, foarte activă. În moment, am senzația că în momentul în care îi dați niște acte, documente de făcut, alergă foarte repede și știe cum să combine. Cum să le facă? Asta mi se dă senzația aceasta de foarte rapid prin oamenii pe care îi cunoaște, relațiile pe care le are, totul se rezolvă. Se rezolvă de la sine. 10 de bute, 10 de bute, wow! Deci persoana respectivă este mult mai stresată decât voi. Atât în muncă, tot efortul pe care îl depune, moartea și pajul de
cupe, renaște prin renașterea iubirii. Deci, efectiv, își dorește foarte mult să refacă o relație. Pentru mulți dintre voi, cred că este o refacere a relației. 5 de monede și puterea. Încearcă să treacă peste orice tip de obstacol. 2 de cupe. 3 de cupe. Dorința de a fi față în față cu voi. Deci, pentru unii dintre voi este posibil să fie o nouă relație, să fie ceva la care, o nouă relație în materie de dragoste, deci e posibil să revină cineva în viața voastră cu un mare adevăr, să spună pur și simplu că ceea ce simte este mai mult decât voi credeți și că sunteți meniți să fiți împreună. Voi! Ha! Păi e dorința împlinită! Să vă fie rușine! Păi e dorința împlinită! Deci, ei se roagă de voi să intre în viața voastră, iar voi v-ați făcut această dorință cu mult înainte și este de fapt rezultatul dorinței voastre, cererea lor. Wow! Foarte frumos! Voi! Sunteți capabili să ajutați în tot stresul și tot ceea ce, ce are loc în viața lor, pentru că sunteți un bun conducător, conducătoare. E un fel de stați umăr la umăr. Moartea. 4 de spade. E un secret pentru voi că vă aduce pacea și liniștea în momentul în care vă destăinuie. Ce obraznici sunteți! 5 de monede și geloși. E un fel de a spune cum e posibil să lase așa ceva din mâinile mele. Bineînțeles că mi-am făcut o dorință și uite că a ajuns dorința, s-a întors roata. 2 de cupe. Voi. Soarele. Deci nu puteți unul fără celălalt. Deci nu puteți trece. Este ceva la care trebuie să se întâmple. Ce este acel ce... Nu se poate, deci. Asta este. 2 de cupe, soarele, asul de cupe și 3 de cupe. Sunteți față în față. Deci este menit, atunci când avem soarele, nu puteți trece peste energia acestui soare. Deci nu puteți uita persoana respectivă, sunteți meniți să fiți împreună. Și mai ales că voi conduceți situația, este dorința voastră. Nu uitați că voi sunteți guvernați de soare. Aveți de-a face cu lei. Haideți să vedem ce avem aici. De la încerii iubirii. Unrequired love. Așa ați gândit, poate, că nu este îndeajunsă chimie între voi, dar de fapt aici este joaca, sau mai bine zis, glumele pe care le puteți face pentru a captura într-un fel atenția celuilalt. Și ia uitați-vă și băieți ce duce. Engagement, logodnă, căsătorie. Vă mutați împreună. Deci cred că asta ar fi pentru voi. Vă mulțumesc din toată inima. La revedere!